Iată ce s-a întâmplat în acești 20 de ani. Deci tot așa, aici, de 90, jos, aici este fondul de pensii. Asta cu deci roșu, suntem da? În 990 și aici în 90 până în 2007, da? Deci aici jos, fondul de pensii care este de fapt, rămâne... după cum observați aici, sunt niște cifre, 1200 de miliarde, 300 și încă 100. Sunt în toată perioada asta, da. Aproape 20 de ani, ăsta este, de fapt, PIB-ul. Deci, asta tot ce este albastru, colorat, da? tot ce este sus, colorat, da? Deci, reprezintă PIB-ul României. De aici până aici, da? Exact. Asta și, e... și de acolo până aici. Și de acolo până aici. Producția României, cum să zicem. Profitul României. României, de atunci noi am produs 1600 să zicem că România e ca un butic, ca un SRL, nu știu cum să... Atât a produs ea. Asta a produs 1200 de miliarde. Din ce a produs ea? Da. Asta? Din aceste 1600 de miliarde, 100 de miliarde, da, au mers la cei 5-6 milioane de pensionari, asta de jos. Asta banda roșie. Ăștia văd că au fost constanți așa, cu minți, au primit aceeași porție, da? Aproape constant, atenție, în condițiile în care numărul de pensionari a crescut de la 2 milioane și ceva acolo, păi gat, la păi m-am 6 prins. Milioane aici. Păi da, că le-am jumătățit pensia. Vă dați seama, așa, da, cum s-au mișurat pensia. Corect, l-a dat cu lingurița, da. Aici le dădea mai mare lingura la mai puțin și acolo le-a dat câte o linguriță la mai mulți. Bun. 300 de miliarde. O pensioane prostit, ia-ți de mai departe. 300 de miliarde au mers la cei 4-5 milioane de salariați. Ăștia bugetari sau cu totul? Nu toți. Ăștia sunt toți salariați, și bugetari și sectorul privat. Păi ăștia bare mi-a distrus de tot pe salariați. Văd că a scăzut verdele. Ăsta e fondul lor. Da. Ăsta e fondul de salarii. Da, ăștia s-au mișorat salariații de-a lungul timpului sau au rămas constanți? Păi de la 8 milioane cât aveam acolo, da? Acum mai avem 4 și ceva. Mamă, da. S-au înjumătățit. Bun. Deci 300 de miliarde s-au dus la salariați și 100 de miliarde și la pensionari. Și diferenția această mare albastră, da? S-au dus în buzunarele și, da, în conturile celor care au devenit proprietari asupra capitalului
românesc asupra capitalului pe care statul român și-a deposedat cetățenii. Acum se vede clar de ce trebuie să luăm noi puterea. Deci, încă o dată, recapitulăm. Țărișoara noastră a produs 1.600 de miliarde, care s-au împărțit în felul ăsta de către guvernanții celor 20 de ani. 100 de miliarde la fraieri, la pensionari, 300 de miliarde la ăștia la salariați, ăștia mai ieșeau în stradă, mai puneau probleme, le-a dat 300 de miliarde, și 1.200 la bogătași. Da? Am zis bine. Realizați politicieni, de fapt. Da. Ce dimensiune are această crimă? Da. Adică, așa cum am mai spus noi în emisiune, dar n-am putut-o să demonstrez grafic, normal era că peste tot pe glob probabil se fură clasa politică, fură conducătorii, fură bogătași. Dar așa mai puțin tel. Adică să rămână și la salariați ăștia și la pensionari mai mari porțile, nu atât de mici. Vedeți, la pensionari le-a dat cât să mai trăiască de pe o zi pe alta, le-a dat mai mult ca să se înmormânteze. La salariați cât să nu iasă în stradă. Bine, ăștia au început să plece din țară. E profitul uriaș. 9 milioane au rămas 4, sau unii s-au pensionat. Și la bogătani, sau mă rog, la clasa politică au rămas ăștia. Ăștia stăpân Elveția, mare parte, nu? În contul elvețien. Problema e că aici, mai la început, pe aici era statul. Da, da, înțeleg. A luat acești bani și a dat la... I-a dat mită, și a dat disponibilizări, da, mită, ca cetățenii să se lasă jefuiți. Da, aici, corect. Treptat, statul... Păi da, le dădeau alea salarii compensatorii, exact, 20 exact, de salarii, exact. 30 deci, de salarii. Propria abuție creată de cetățeni a fost folosită să-i mituiască pe cetățeni să se lase... Iar aici statul avea Sidexul, aici avea Mittal Sidexul, indianul. Și se schimbă proprietarii, da? Așa, au trecut la noi proprietari de capital care, din nefericire, și de aici ni se trage, nu au mai investit, adică banii ăștia au fost luați și ei fie au fost transformați în România în vile, iahturi și așa mai departe, fie... duși în afară. Corect, în practic, nu investi. S-a investit pentru reînnoirea capitalului. Mici întreprinzători s-au mai chinuit, că observați, totuși a mai crescut un pas. Asta este rezultatul. Da, da, văd micilor sus acolo, întreprinzători crește spre 2007, da. Au mai acumulat, dar vechiul capital, ăla care fusese creat până în 1989, ăla a fost tors, domnul Diac. Aici este problema noastră. Cauza profundă a crizei în care ne aflăm. Acest capital a fost tot vlăguit, este învechit. Acum el nu mai produce... Nimeni n-a mai reinvestit, da. Pentru că nu s-a mai reinvestit pentru înnoirea lui și pentru dezvoltarea lui. Deci toți... cauza crizei în care ne aflăm noi, la ora actuală, în 2010, deci la noi acum se reduc capacitățile de producție, se reduc din nou locurile de muncă, nu ca urmare a crizei financiare internaționale. N-are nicio legătură criza aia cu noi. Noi avem problema asta, pentru capitalul este vlăguit. Din cauza asta este neproductiv, necompetitiv. Deci noi trebuie să facem ceva să oprim această degradare a capitalului românesc aici. Deci toți bogătașii României sau statul, când a avut proprietăți, au stors toate fabricile, toate combinatele, n-au mai reinvestit niciun ban. Tot ce a fost aici profit, este. Au scos din țară sau și-au cumpărat ei vin. Deci problema noastră este că acum, deci producem totuși, observați de acolo până aici, 120 de miliarde pe an, în anul următor a mai crescut un pic, după aia iar a luat în jos și la ora actuală tot atâta, 120 de miliarde. Pe an, de euro, da? Din aceste 120 de miliarde, da, mai puțin de o treime, mai puțin de 40 de miliarde, da, sunt salarii și pensii, da, cum am și 80 de miliarde, că da, o să fim întrebați, de unde iei cojocarule banii? Da, să dăm aia 40 de miliarde pe an la oameni. De unde? De aici. Da. Avem de unde. Și imediat, când o să ne spună graficul imediat următor, unde o să comparăm situația din România cu situația din alte țări civilizate. Deci România, chiar și așa acum cum e săracă, produce 120 de miliarde de euro pe an. Exact. 40 de miliarde se duc la pensii, salarii oricum. Și 40 de miliarde se duc la datoriile alea, la bănci. Și, nu, sunt 80 de miliarde. Mai rămân 80 de miliarde, da. Din care 40 se duc sub formă de rate și dobânzi. Nu mai ai ce să faci, aia sunt cheltuiți. Deci 80 sunt oricum cheltuiți. Se mai duc și din ăștia. Da, bine, alte căi. Și ne mai rămân 40 de miliarde oricum. Nu mă rămân nici alea, pentru nici că alea o să vedem imediat că alea nici nu sunt declarate și nu sunt impozitate. Imediat. A, da? O să vedem imediat. Nu știu. Deocamdată reținem treaba asta, da, că producem 120 de miliarde, că pensionarii salariați se aleg cu
40 și 80 se duc la proprietarii de capital. Deci, oameni buni, fotografiați aceste grafice, filmați-le, scanați-le, rețineți-le în calculatoarea dumneavoastră de acasă sau pe televizoare și povestiți-le mai departe vecinilor, prietenilor, rudelor dumneavoastră, fiindcă este un adevărat jaf național demonstrat de domnul dr. Cojucaru. Gândiți-vă că au trecut 20 de ani și în 20 de ani, uitați-vă ce profituri ați pierdut dumneavoastră. Ce am fi făcut noi cu acești 120 de miliarde? Face? Câte autostrăzi, câte fabrici, câte combinații? Avem inundații? Ni se spune că este... Că n-au fost bani, da? Că n-au fost bani. De canale, 100 de miliarde din ăștia, 100 de aici, din 1200, am fi regularizat toate râurile, râurile României. Mă închipui, da. Ar fi fost peste tot baraje, apa asta care acum a distrus vieți și gospodării, ar fi fost acumulată, și ar fi produs și... energie hidroelectrică exact. Ieftină, curată, sau irigam, am fi avut bani de irigație, am fi avut apă pentru irigații. Atenție, cu cel mult 100 de miliarde nu mai mișca da? Niciun rău. Interesat, celebrul baraj, mă rog, de la Săucești, unde am fost eu alaltă ieri, acolo la Sinisaș, costa 8 milioane de euro. 8 milioane, uitați, 8. Din 1200 de miliarde și îi spun că n-au avut acești bani. Da, în fine, asta este desigur altă discuție. Deci să înțelegem dimensiunile crimei. Da, un adevărat genocid. Sigur că trăsătorii au simțit pe propria lor piele, dar ei nu înțelegeau fenomenul, nu înțelegeau de ce nu sunt bani. De ce în Ungaria sunt bani, de ce în Cehia și în Polonia sunt bani. N-am fi avut inundații, sau am fi avut apă. Și era binevenită că stăteam baraje și o foloseam noi când vroiam. Da. Criminală situația. Cred că, dacă se poate, ca să nu plecăm de aici, să trecem la ăla ca să vedem numărul 5. Comparativ, că nu suntem singuri pe pământ. E de clar, nu. Mai sunt și alții. Asta alții de ce se poate? Asta e problema, de fapt, a politicienilor. De ce? Uite, aici avem. Să ajungem la deci, aici e pigul ăsta, da? Aici avem o situație comparativă între trei țări. Da. Suntem noi, suntem o țară care a fost și ea comunistă ca și noi, Slovenia, da. Și o țară cu tradiție capitalistă. Da, Elveția. La ăștia, la elvețieni. Deci aici e Elveția, da? Aici este Elveția. Da. Proprietarii de capitaluri se mulțumesc cu o treime din PIB. Cu ce astea sunt verde, profiturile. Da? Ce e verde? Da. Asta mare sunt salarii. Astea sunt impozite și taxe directe. Ăștia ai dracu toți au 3.000 de euro pe lună, au pensii și salarii, da? Salarii, da. Dar e și tortul mare la ei, la salariat și la pensionari elvețieni, da? Cu albastru, da? Cu albastru. Asta cu roșu de ce? Sunt taxe și impozite directe. Taxe asta, de fapt, până la urmă... Adică TVA-ul sau ce? Ce este taxe și impozite? Sunt... Nu este să ne explicați, ca să înțeleg, da. Bun, deci aici asta este profitul, da? Asta de fapt se transformă în profitul, până la urmă. Da, deci verdele și albastru e important. Da. Deci verde e profitul statului și restul de la pensii și la oameni, asta la salarii. Asta e la țară supercapitalistă, da? Cu tradiție autentică. Bun, aici e Slovenia, care a fost și ea comunistă. Da. Aici este o țară de profit. O treime sunt salarii, da? Mai mult de jumătate sunt... Deci ce e cu albastru, pensii și salariile slovenilor, da? Aici sunt salariile, acolo sunt... De-aia și ăștia 1000 de euro pe lună, jur de 1000 de euro. Și noi în România... Uitați-vă la românii, cât e la pensie și la salarii. Aici sunt salarii și aici sunt profiturile. Când noi spunem că trebuie să mărim pensiile și salariile, deci nu batem câmpii. Acest albastru trebuie să fie la jumate ca în Slovenia, nu? Da, exact. Hai, poate nu atât de mult. Întrebarea fundamentală la legea Cojucaru e, domne, este o utopie că n-are de unde bani. Da, da. Avem de unde bani. Ce să zic? Avem de unde bani. Luăm de aici, lăsăm, nu, noi nu desfințăm domnul doctor, dacă ei v-ar da dreptate și ar spune, bă, Cojucaru ăsta are dreptate, ei ar trebui mâine să mărească pensiile și salariile. Normal că o să zic că e o utopie ce zice Cojucaru, că altfel ar trebui să treacă ei la fapte. I-ar lua lumea cu ouă pe seară. Important este ca... Păi dacă îi dați dreptate lui Cojucaru, măriți-le salariile. Important este ca explicațiile noastre să ajungă la cei mulți. Evident. Pentru că cei mulți contează până la urmă. Evident, e singura soluție. Deci de unde e banii? De aici. Da, din tortul verde. Deci mare atenție, stimați oameni. De unde luați banii? Se spune că nu sunt bani de diguri sau de canale, de pensii sau de salarii. Povestiți-le politicienilor dumneavoastră cu care vă întâlniți pe la sinistrări prin zone inundate, că această pată verde poate fi redusă, să le rămână și lor de furat și de vile și de palate și de diverse obiecte de lux, să taie puțin din tortul ăsta verde și să-l dea la albastru, adică la dumneavoastră, la oamenii simpli, la pensii și salarii, ca în Slovenia,
Nu, nu neapărat ca în Elveția, fiindcă în Elveția e deja exagerat. Da, de ce nu ne-am propune? Exagerat? De ce nu ne-am propune să ajungem acolo? Evident, am glumit puțin, dacă să înțeleagă oamenii cu atât. În dreapta este România. Legea conjugală, este Elveția. Ne va duce spre, acolo. Spre Elveția, să sperăm. Da. Dar măcar în primii ani de mandat ai Partidului Poporului să ajungem ca în Slovenia. Deci nu ne propune prea mult. Slovenii ăștia doar n-au două creiere și au patru mâini și patru picioare. Au avut și ei niște politicieni mai echilibrați, care au furat mai puțin față de ai noștri. Uitați-vă cât e verdele la noi și cât e verdele în Slovenia. Dar o să vă mai povestim și o să vă prezentăm asemenea grafice. După un foarte scurt moment publicitar, venim cu domnul dr. Cojocaru Constantin, noul prim-ministru al României, care în sfârșit vă face o viață mai bună și mai demnă.